Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Iată mesajul Mântuitorului Iisus Hristos, adus în templu, insuflat de Duhul Sfânt prin gura prorocului, sau gura, să spunem, a dreptului Simeon, sau omul cel învechit de ani, dar plin de zile și de viață bună, care primește pe Mântuitorul Hristos sau pe Făcătorul tuturor zidirilor în brațe, ca pe un prunc înfășat din mâinile Fecioarei. Praznicul de astăzi este unul din cele 12 praznice împărătești ale anului și ca să se împlinească cele scrise după rânduiala legii lui Moisi, cred că ați fost atenți foarte de multe ori, de fiecare dată când se împlinesc 40 de zile, femeia se duce la biserică pentru moliftă. Ei, și în legea veche această rânduială era o rânduială prin care Moise a spus în Scripturi, femeia care va naște 7 zile va fi necurată, iar a 8-a zi să se aducă jertfă pentru ea, încă 30 de zile să șadă într-o necurăție, în necurățirea ei, iar a 40-a zi să ducă la templu cei bogați un miel și un pui de porumbel, iar cei săraci să ducă 2 pui de turturele. De ce se făcea lucrul acesta? Mielul se jerfea pentru necurăție, iar puiul de porumbel se jerfea pentru iertarea păcatului, despre care spune David că într-o fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Un alt lucru rânduit de legea veche era obligat ca pruncul să fie răscumpărat atunci când era dus la templu cu cei 5 sicli care reprezentau sau preînchipuiau din Vechiul Testament pentru Noul Testament cele 5 răni de moarte ale Mântuitorului Hristos, adică semnul celor 5 cuie, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Un alt lucru care trebuie să rămână în minte de la praznicul de astăzi, el s-a întărit duhovnicește prin însuși venirea Mântuitorului în chip de prunc, dar s-a întărit și istoricește, adică din punct de vedere al minunilor întâmplate de-a lungul acestui praznic, că în timpul împăratului Justinian, fiind o nenorocire mare în Antiohia, o mare molimă și un mare cutremur, s-a arătat unui om îmbunătățit că pomenirea acestui praznic cu deosebită slujbă și priveghere, adică a întâmpinării, a intrării Mântuitorului în biserică la 40 de zile, a întâmpinării Domnului, să fie ca protecție. De aceea s-a ridicat în rândul praznicilor împărătești înainte cinstindu-se, dar nu cu atâta evlavie până la păratul Justinian, iar de acolo și-a luat adevărata valoare. Istoria acestui praznic este și mai adâncă, exact cum ai defolia un bulb de ceapă până dai de miezul lui. Miezul este cuvântul care l-a spus Dumnezeu către femeie. Vei zdrobi capul șarpelui. Iar adâncul praznicului este mântuirea neamului omenesc încă din sfatul Sfintei Treimi, când Dumnezeu Tatăl a spus omul va cădea, iar Iisus Hristos a spus îl voi mântui și îl voi ridica. Deci este sfatul Sfintei Treimi la crearea omului sau regele creației. Un alt adânc al praznicului este legat de o altă însemnătate cu vreo 250 de ani înainte de venirea Mântuitorului, în timpul lui Ptolemeu Filadelfu, care a tradus din cărțile vechi ebraice de Lut Biblia sau cartea de căpătâi a tuturor neamurilor, cum se spune, fiindcă Biblia este sabia Duhului pentru întreaga suflare omenească, deși ea se contrazice pentru unii mai învățați, și-au pus 70 de înțelepți, sau acea formațiune, cum este astăzi, să spunem, Asociația Ascor sau Asociația Femeilor Creștine, pe atunci s-a format o asociație sub numele de Septuaginta, sau cei 70 de înțelepți. Și printre care, făcând parte în acea vreme, și dreptul Simeon, acest om plin de Duhul Sfânt, picându-i versetul de la Isaia, Fecioara va lua în pântece și va naște prunc pe Emanuel. După prima, a doua și a treia încercare, ca să nu intrăm în detalii prea multe, cum bate vântul, cum scârție ușa, deci a găsit pergamentul de vițel ras, pentru că Simeon se îndoia în inima lui, nu din zaviste sau ură sau pismă,
ci să îndoia din nepriceperea minții lui, cum adică o fecioară va lua în pântece. Și a scris textul modificat. O femeie tăinuită de bărbatul ei va lua în pântece. Și atunci, când a întâlnit a treia oară același lucru și l-a modificat în pergament, s-a arătat ca lui Zaharia în templu arhanghelul și i-a spus: și nu vei muri până nu vei vedea cu ochii mântuirea. Și a trăit Simeon aproximativ, după istoricii bisericești, cu ce avea el atunci, vreo 70 de ani, a trăit aproape 300 de ani, sau poate și mai bine, până a prins venirea Mântuitorului, încât i s-au spus Simeon cel înțelept sau cel fără de moarte. Și iată că venind vremea să se nască Mântuitorul Hristos, a venit și vremea ca la împlinirea celor 40 de zile de curăție pe care Fecioara Maria, din smerenie, deci iată încă o dată cuvânt de învățătură, spune Luca la capitolul 1, fie mie după cuvântul tău. Iar în altă parte spune, zice, și-a căutat spre smerenia roabei sale, să vedeți că un act sau o virtute nu se păstrează pentru o zi, pentru două sau o singură dată, ci rămâne lucrător în om întotdeauna. Deci n-a fost smerită numai la primirea mesajului din Duhul Sfânt, când îi se spune puterea celui preanalt te va umbri, ci a rămas smerită în continuare cu aceeași evlavie deosebită față de ziditorul pe care l-a purtat în pântece. Ce mândră ar fi fost Fecioara Maria, imediat după nașterea lui Iisus, văzând magii care au venit, văzând îngerii care au cântat, mesajele și toate cele întâmplate la nașterea pruncului, la tăierea împrejur la 8 zile, la 40 de zile să se mândrească și să vină cu deosebită, să spunem, cum fac doamnele azi, știți, eu sunt cu tare. Imediat să fi apărut în templu, să fi zis, știi, eu sunt Fecioara Maria, hai, faceți loc să intru. Nu, nici n-a îndrăznit măcar Fecioara Maria să spună, fecioria mea este neîntinată și sunt curată, n-am nevoie de curăție. Nici n-a îndrăznit să ia măcar un miel și un turturel, ci a luat doi pui de porumbel ca cei săraci, știind că în brațe ține pe stăpânul și vistieria tuturor făpturilor. Deci, vine într-o smerenie, se apropie de templu, intră în templu cu cei doi porumbei în mână și cu Iosif, bărbatul care a protejat-o și a trăit această minune alături de Fecioara Maria, și automat prorocul Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, face un lucru cu totul deosebit. O ia din rândul mamelor și o duce în templu, la slujba templului, la arderea de tot, în rândul fecioarelor, la care fariseii și cărturarii cârteau împotriva lui, spune Viețile Sfinților, iar el a spus, așa trebuie să se împlinească legea. Nu vi s-a spus în proroci, nu vi s-a spus în Scripturi că va lua de la Duhul Sfânt, nu vi s-a spus că n-a purtat sămânța bărbătească, deci nici în clipa aceea ei n-au înțeles că ăla este Mesia sau este mesagerul ce vine de la Dumnezeu pentru a ridica păcatul omenesc, adamic. După aceea, apropiindu-se Simeon, care cu Duhul simțea că este făcătorul la toate, cum spune și legănușul, imediat este o convorbire de taină între Maica Domnului și acest Simeon. Este o convorbire de taină între Maica Domnului și Iisus Hristos. Și mi-a plăcut un pasaj de aseară din carte de la Canoane, când a spus, zice, cel ce cu minte de copil în rai a pierdut mântuirea, iată cel cu viață de prunc vine astăzi să o răscumpere. Deci Adam avea minte de copil în rai când a greșit, deci era nevinovat, și iată miel nevinovat de jertfă vine să răscumpere neamul omenesc din păcat. Deci iată cine venea să se arate lumii, cine venea să fie purtat de mâinile lui Simeon și de mâinile Fecioarei. Cel pe care Isaia în clește l-a văzut și s-a spăimântat, Fecioara îl ține în mitrasca pe un scaun de heruvim, iar trecerea prin Fecioara Maria, deci nu cum spun gnosticii, ci or fi aia un fel de filozofi care stau împotriva rațiunilor duhovnicești, el n-a trecut prin Fecioara Maria, precum trece chiar raza prin sticlă sau apa prin canal, ci Dumnezeu este, după dogmaticile mai noi, este un cuvânt
mai boieresc. El este imuabil și incomprehensibil, adică trece prin toate și nu se amestecă cu nimic. Asta e cuvântul țărănesc. Și așa a trecut Iisus Hristos prin Fecioara Maria. Deci, pur și simplu dumnezeirea care este duhovnicească și a luat chip în materializat, făcea două lucruri deodată. Ne demonstra nouă cum a adus totul din nimic și din nimic face totul. Deci în clipa când stă în pântecele Fecioarei ca prunc, este materie din nimic, că este Duh, iar în clipa când iese din Fecioară, din nou se transformă în nimic trecând în stare de Duh și apoi este din nou în stare de prunc. Deci iată, Dumnezeu este mai presus de minte și mai presus de firea omenească în cele care le face pentru actul mântuirii. Un alt lucru ce trebuie să vă rămână în minte, Fecioara Maria îi spune lui Simeon, iată eu aduc aici pe cel ce m-a zidit, iată eu aduc aici pe cel ce m-a adus și m-a ales pe mine dintre neamuri. Eu aduc aici pe cel ce a luminat pe dumnezeieștii părinți Ioachim și Ana să mă închine Bisericii lui Dumnezeu. Pentru că să știți o încă întâmplare care nu aveți în minte și v-a scăpat, în legea veche era o rânduială ca cel întâi născut să fie dat dajdie templului și să fie răscumpărat. Iată că Ioachim și Ana nu naște parte bărbătească întâi născut să ducă templului, ci naște parte femească. Dar fiindcă Fecioara Maria întrunește toate condițiile dumnezeiești de a naște fără de sămânță bărbătească, precum tatăl naște pe fiul fără de sămânță femeiască, ea este socotită în primul rând mireasa tatălui. Sufletul este mire nestricăcios. Și ea trece și strică rânduiala legii vechi și este prima femeie din neam arhieresc și împărătesc care intră în rândul celor întâi născuți și este adusă de Ioachim și Ana și închinată templului și trece în rândul fecioarelor. Și faptul că a fost închinată în rândul fecioarelor rămâne veșnic fecioară, pentru că celelalte fecioare care erau aduse la templu erau doar aduse pentru păstrarea fecioriei și apoi ca mai târziu să fie căsătorite cu bărbații lor. Un alt lucru important care trebuie să-l știți, spune Fecioara Maria dreptului Simeon. Iată eu aduc în mâinile mele și dau în mâinile tale pe Făcătorul tuturor. Acest dialog despre care vă vorbesc a fost purtat între Fecioara Maria și dreptul Simeon tacit. Nu s-au bătut cu pumnii în piept, n-au strigat osanale. N-au pus reclame, n-au bătut din surle, n-au cântat din două, ci tot a fost într-o clipă de discuție în care Evanghelia spune așa. Și am zis că să urmăm firul Evangheliei ca să vi se pară și mai frumos, fiindcă despre praznic în sine am vorbit. Și când s-a împlinit zilele curățirii după legea lui Moise, l-au adus pe prunc să-l pună înaintea Domnului. Discutat. Precum este scris în lege. Și din îndemnul Duhului Sfânt a venit Simeon. Și când părinții au adus înăuntru pe prunc să facă cele după obiceiul legii, el l-a primit în brațele sale, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis. Deci rămânem la încă un lucru mare și minunat, spune Sfântul Ioan Damaschin. Zice, dacă ar fi preotul curat ca Îngerul și Sfânt ca Ioan Botezătorul, nici atunci nu este vrednic de cele sfinte. Dar zice, o minune a minunilor și puterea dumnezeirii, că dai omului din chip de rob, chip de împărat, să poarte toate cu mâna, de să-L modelezi pe Iisus Hristos cu mâinile tale cele păcătoase. Și Dumnezeu care le-a binecuvântat pe toate la facere și le-a văzut că sunt bune și bune foarte, se lasă binecuvântat de Simeon. Deci cel zidit se lasă, deci cel ziditor se lasă de cel zidit. Deci făptura vine să binecuvinteze pe ziditorul ei. Deci iată până unde merge și smerenia lui Iisus Hristos. Și n-am venit să stric legea, ci doar vreau să o desăvârșesc. Și a desăvârșit-o cum? Spun Sfinții Părinți că în clipa când Simeon a luat în brațe pe pruncul Iisus, s-a împlinit exact sfârșitul legii vechi. De ce? Se arată că legea cea scrisă și de sânge, care n-a dat randament, se pleacă și se slobozește în
fața legii darului sau a iubirii dumnezești care toate le iartă cu cuvântul, mergând învățați toate neamurile, botezându-le și dezlegându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Știm lucrul din Scripturi. Și acum urmează acel minunat, ca să spunem, dialog între Mântuitorul Hristos, ca prunc, și între Simeon, bătrânul. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne. Cuvântul acum slobozește era, de fapt, legătura pusă de înger, exact cum s-a spus și lui Zaharia. Îi se spune lui Zaharia, și vei rămâne mut până vei vedea vedenia cu ochii. Iar în clipa când s-a scris numele pe tăbliță, Ioan se va chema, în acea clipă a și urmat dezlegarea muțeniei. În acea clipă, spun Sfinții Părinți și tradițiile istorice, când s-a împlinit acest cuvânt de spus, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, și toate mai departe, cum le vom vedea, în acea clipă Simeon s-a prefăcut în oase și pământ la ușa Sfântului Altar, a fost îngropat în biserica din Constantinopol și apoi mai târziu i-au fost mutate oasele la o altă biserică, tot din Constantinopol, din inițiativa împăratului Justinian. După cuvântul tău în pace, deci știi că nu te-am supărat. Chiar dacă am greșit, am greșit din neștiință și acum cu pace, după cuvântul tău, trebuie să mă liberez când prin înger ai spus, nu vei muri până nu vei vedea mântuirea cu ochii. Căci văzură ochii mei mântuirea ta. Nu este vorba numai de ochii trupești, că toți am văzut mântuirea cu ochii trupești. Toți am văzut casete cu lumina sfântă de la Ierusalim. Toți am văzut casete cu, toți am văzut casete cu Sfântul Mormânt, cu locurile sfinte, dar nu toți ne-am pocăit. Deci nu toți au simțit adevărata trăire în Dumnezeu și adevărata culoare a lui Dumnezeu. Adică culoarea lui Dumnezeu este culoarea smereniei. El nu are culori deosebite, deci nu are gusturi deosebite sau plăceri profane. El are o singură plăcere, să-i primească pe toți prin rugăciune. Adă Domnului roada buzelor tale și va fi lucru bine plăcut lui Dumnezeu. Deci auzi ce-i place lui Dumnezeu. Nici carnea de țap, nici dobitoacele țarnic, ale mele sunt lumea și plinirea ei. Mai departe, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. De ce n-a spus? De ce n-a spus că numai pentru un popor? De ce înaintea feței tuturor popoarelor? Deci Iisus Hristos, prin intrarea în templu, prin nașterea din Fecioară și prin tot actul mesianic, n-a făcut altceva decât să explice întâi, să arate, să trimită, să filmeze lumii prototipul real de mântuire și modul real de conversație și întâlnire cu Dumnezeu. De aia spune, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Nu toate popoarele au stat cu fața. De ce n-au stat toate cu fața? Pentru faptul că mulți s-au poticnit de această piatră, zice mai departe Simeon, și mulți s-au sfărâmat de această piatră, fiindcă s-a prăvălit piatra peste ei. Iudeii nu l-au înțeles nici astăzi, s-au poticnit și s-au sfărâmat, iar mulți s-au izbit de piatra Hristos și s-au împrăștiat în istorie și s-au dispersat. Deci, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora. De aceea și identitatea Mântuitorului Iisus Hristos, până astăzi în lume, a rămas procedura cea mai grea de rezolvat. În toate punctele este ușoară și frumoasă Sfânta Scriptură, în toate punctele este înțeleasă și în punctul moral, și în punctul istoric, și în punctul, să spunem, intelectual, dar din punct de vedere dogmatic, identitatea Mântuitorului Iisus Hristos încă a rămas nedeslușită. A rămas nedeslușită fiindcă taina este încă din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Nimeni nu știe și îngerii s-au minunat cum mort pe cruce l-au văzut, cum în brațe Simeon l-a purtat, cum la cer s-a înălțat, cum pe pământ a trăit și între oameni s-a născut. Nimeni n-a înțeles lucrul acesta și nu-l va înțelege niciodată. Dacă n-ar fi fost taină, n-ar fi rămas taină. Dacă mințile de astăzi, luminate ale savanților și ale științei, ar fi fost în măsură să explice aceste taine, n-ar mai fi fost nevoie de Scriptură și de aceste sfinte taine. Mergem mai departe. Lumină spre descoperirea neamurilor. Asta e minunăția. Deci întâi se arată înaintea feței tuturor popoarelor,
tuturor popoarelor, deci vine pentru păgân, pentru iudeu, rob, slob, ostit și așa mai departe, în Hristos toți una sunt și liberi, dar acum zice lumină spre descoperirea neamurilor. Care sunt primele neamuri care se descoperă în lumina venirii lui Iisus Hristos? Sunt cei trei mași de la răsărit, păgâni și astronomi de neam, ce vin să se închine împăratului lui Israel cu aur, cu smirnă și cu tămâie, dar cei din neamul lui nu-l recunosc. Nu-i dă o cameră de locuit, nu-i dă o casă de naștere pentru născut, ci rămâne în peștera din Betlehem, rece, goală, întunecată și săracă, în scutece sărace, rupte, să spunem, poate chiar din hainele Maicii Domnului, dar în același timp nu-l recunosc și de fiecare dată pronunță. Cum spune el, eu sunt pâinea cea vie ce m-am pogorât din cer, când știm noi pe tatăl său Iosif Lemnarul și pe Maria și pe frații lui din Nazaret. Deci iată lovitura de ciocan pe care o primește poporul lui Israel în fața acestui act mesianic. De aceea spune, și slavă poporului tău Israel, deci slavă că s-a născut dintr-un popor, slavă că s-a păstrat rădăcina și vița între acest popor, dar nu este slava lui că nu-l cunosc și asta nu înseamnă că ei se vor mântui, că l-au născut pe Mesia. Deci aici vreau să fac o corelație și să vă spun altceva. Așa cum Ana și Caiafa, când l-au răstihnit, n-au știut că de fapt răstihnindu-l împlinesc actul mântuirii, nici iudeii la rândul lor n-au știut că născându-se Hristos din ei, ei trebuie să se mândrească. Deci totul a fost involuntar și din lucrarea lui Dumnezeu. Iuda, când s-a spânzurat, n-a știut că el trebuie să fie cel care avea să vândă. Putea să fie și altul. Sau chiar el putea să fie și spune mai departe Sfântul Maxim, dacă s-ar fi pocăit, s-ar fi mântuit. Nu conta în sine actul. Actul trebuia împlinit conform Scripturii, dar rămânea procedura de pocăință. Și Petru s-a lepădat și încă de trei ori și nu odată, dar s-a căit, a plâns cu amar și Dumnezeu l-a primit, paște oile mele. Spune mai departe, iar Iosif și mama lui se mirau ce se vorbea. Scoate-o mai afară să tacă. Iar Iosif se mira și mama lui de ceea ce se vorbea despre prunc. De ce se mirau? Nu știau ce înseamnă lucrul acesta. Nu-și dădeau încă seama de însemnătatea cu care Duhul Sfânt vorbea prin dreptul Simeon. Deci nu înțelegea de fapt acest mesaj înalt. Lasă, nu vă mai foiți, o întâmplare. Și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui. Deci acum îi binecuvintează pe dumnezeieștii părinți. Și i-am spus adineauri, este spre căderea și spre ridicarea multora din Israel. Deci o rămășiță, spune prorocul David în psalm, din risipirile lui Israel va aduna Dumnezeu când va zidi Sionul. Deci o parte din jidanii de astăzi, ca poate care nu sunt fragmazoni sau masoni, să vor mântui când îl vor recunoaște pe Mesia ca judecător, în restul ei să fim și astăzi de Fiul Mariei. Și spune mai departe, ca un semn care va stârni împotriviri. Deci iată, Iisus Hristos va stârni împotriviri și împotrivirile sunt până astăzi. Și duminica trecută v-am amintit de câte împotriviri apar împotriva lui Hristos. În primul rând apar credințele neocreștine și v-am mai spus încă o dată asta să vă fie mărmureala minții și nu răspunsul care îl dați voi ca babe simple de la țară când spuneți așa a crezut mama și tata și așa cred și eu. Nu așa a crezut mama și tata. Ăsta e creștinismul, iar pecetea mărturiei adevărate a creștinismului este faptul că Sfânta Lumină vine la Ierusalim, la mormântul Domnului și nu vine în Anglia, în Roma, în Franța, în Geneva și nu știu mai pe unde. Deci unde vine Lumina Sfântă, acolo mă închin și eu. La răsărit e mântuirea, la răsărit a sădit Dumnezeu Rai, la răsărit mă închin. Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție! Mai departe, alt punct de împotihnire, sectele. Nu intrăm prea mult și nici nu ne interesează. Câți nu și-au făcut dumnezeilor, n-au decât să meargă după dumnezeilor, după izvodirea inimii lor, după voia lor, iar când va fi judecata mărturia milioanelor de sfinți, martiri, pusnici, proroci și toți ceilalți, vor fi martori la judecată că credința fără fapte este moartă. Sectele n-au istorie, sectele n-au sfinți, sectele n-au sfințenie,
Sectele n-au biserică, n-au relicvie, n-au moaște, n-au mărturii și vestigii de când, cum s-au înființat și au existat. Nu pot să arunc un balon în aer și să spun că e de la venit din planeta Marte. Deci este de pe Pământ, că în aer se mișcă. Deci așa și ei. Odată ce n-au o rădăcină și plutesc în aer, ei deja, cum se spune la țară, sunt în plop și plopul în aer. Deci rămâneți cu picioarele pe Pământ și țineți-vă ori de rugul din Sinai, care nu s-a mistuit în foc, ori despre jarul Mamri, unde a venit Sfânta Treimii cu Avram și a cinat la masă și i-a pus legământ de mântuire, ori dacă nu de pomul vieții din mijlocul raiului, care este crucea de pe vârful bisericii. Prin lemn a venit căderea, prin lemn a venit ridicarea. Scurt, fără prea multă teorie. Și era și Ana prorocița, fica lui Faniel, femeia lui Elcana din neamul lui Asher. Această femeie văduvă, de la care Maica Domnului a moștenit, Maica Domnului a moștenit litera A. V-am spus eu la nașterea Maicii Domnului. Deci văduvă, prorociță, înțeleaptă și curată. Maica Domnului este prorociță prin faptul că poartă în ea izvorul tuturor prorociilor. De acum mă vor ferici toate neamurile. Și este smerită, pentru că și aceasta s-a smerit și și-a petrecut toată viața în templu, doar 7 ani a trăit cu bărbatul ei. Și încă un lucru mai de bază, faptul că și-a păstrat văduvia, faptul că și-a păstrat sfințenia față de biserică, arată că așa trebuie să petreacă văduvele, nu să schimbe 4-5 bărbați până mai găsesc un harmăsar bătrân cu coala în vânt să se mai mărite la 80, 60 și 50 de ani. Numai niște nebuni fără minte mai fac lucrul ăsta. Și era văduvă la vârstă de 84 de ani și nu se depărta de templu, slujind ziua și noaptea în post și în rugăciune. Auzi ce frumos arată, că cineva mi-a pus azi o întrebare. Ce să fac eu pentru mântuire? Zic, ai două șanse. Dracii trag în jos, rugăciunea trage în sus. Agață-te de cine vrei. Ăsta este cel mai simplu. Cu post și rugăciune slujea ziua și noaptea și nu se depărta de templu. Ori acasă, ori la biserică, în fața icoanei, ești tot în templul lui Dumnezeu. Casa este templul familiei. Și venind de an acel ceas, a lăudat pe Dumnezeu, deci l-a cunoscut pe prunc cu Duhul și vorbea despre prunc tuturor celor ce așteptau mântuirea în Ierusalim. Asta îi mira de fapt pe farisei și pe cărturari, că să știți un lucru care nu l-ați aflat. Nu i-a deranjat altceva pe farisei și cărturari decât numai faptul că Zaharia a băgat-o în ceata fecioarilor, că Simeon a luat pe prunc în brațe și a vorbit atât de frumos despre el și la un moment dat a zis fariseii și cărturarii că ei au vândut. Să știți că și în credința creștină, când se va trece la secte sau la dezmembrarea ortodoxiei, tot fiii bisericii o dezmembrează și toți cei fără Dumnezeu. Să vă spun de ce. Fariseii și cărturarii, când au văzut ce s-a vorbit despre prunc, și-au pus prima întrebare. Știe Irod aceasta? Cum vorbiți voi despre acest prunc împărat, fără ca să știe împăratul? Și în acea clipă s-au dus și au părât, exact cum au făcut și pe vremea decretului, o parte din oamenii bisericii, turnând și băgând în pușcării pe frații lor, și în clipa aceea a început prigoana în Betleem și s-a tăiat cei 2000 de prunci, lui Zaharia i s-a tăiat capul, fiindcă a dosit această minune și n-a spus-o împăratului și n-a spus unde este și Ioan, pruncul lui din Elisabeta. Maria și cu Iosif au luat înștiințare, au luat pruncul și au fugit în Egipt, iar fariseii și cărturarii au crezut că se supun unei domnii trecătoare și veșnice, dar din urmă a venit împăratul împăraților și domnul domnilor și stăpânul stăpânilor lumii, Iisus Hristos, cu 12 pescari, desculți, cu o singură haină, fără traiște, doar cu cuvânt și cu putere de Duh, transformând, cum spune prorocul David în psalm, ridicat ai caii tăi la mare și au tulburat ape multe. Deci când au intrat cei 12 proroci sau apostoli, cei 12 apostoli când au intrat între neamuri, au întemeiat biserica creștină care și astăzi strălucește, dacă vreți, nu prin păcatele creștinilor, nu prin păcatele preoților, nu prin fără de legile ortodoxilor, ci prin minunea și puterea Sfintelor rugăciuni, a puterii Sfintei Liturghii, a Sfintelor moaște, a icoanelor făcătoare de minuni, nu alea de 2 lei care plâng prin păcurari și nu știu mai pe unde, ci icoane cu adevărat, cu vestigiu istoric și putere duhovnicească, care la rândul lor au vestit
sau au acoperit o parte de primejdii ce veneau peste poporul, să spunem, lui Dumnezeu. Și după ce l-a slăvit și a săvârșit toate de spus, i-a spus și Fecioarei Maria, sabie va trece prin sufletul tău. Cu cât te bucuri acum cu Duhul de prunc și cele spuse despre el, cu atât te vei întrista mai mult când vei ajunge să-l vezi răstihnit la cruce și să nu înțelegi cum stă spânzurat pe lemn cel vechi de zile. Cum stă pe lemn cel care te-a zămislit și te-a creat pe tine, cum stă cel pe care l-ai purtat în pântece, dar el poartă cerul cu mâna, cum stă bătut și scuipat și lovit, fiindcă i-am spus odată cuiva, mi-a spus o vorbă cam așa, zice, părinte, nu mai am răbdare. Ai un săm de-a lui Iisus în palmă? Păi n-am, zice, dar cum să răb? Păi nu te-ai împotrivit păcatului până la sânge, ce te-ai umflat așa și o faci pe-a deznădăjduita? Și atunci am spune, zice, bine, zice, dar nu știu cum să mă smeresc. Dă-te cu capul de un perete și îți va veni smerenia de la sine. Începe din nou rotația minții, pentru că omul în clipa când uită de smerenie, mintea se umflă și nu mai circulă pe acolo, pe unde are ea de făcut circuitul ei închis. Minte, inimă, minte, inimă. Și atunci, automat, venindu-ți smerenia și văzându-ți neputința și nemitnicia, nu mai ai nevoie să te mândrești. Pentru că spunea și în Patericul un frate, zice, părinte, mă ia mândria și nu știu cum să scap de ea. Ce te învăț eu cum? Bucata aia de cer și de pământ care ai făcut-o tu, odată cu Dumnezeu, ia-o ca să se prăbușească restul. Zice, da, n-am făcut eu nimic. Păi cum n-ai făcut nimic? Atunci de ce te mândrești? Păi zice, mă mândresc. Dacă n-ai făcut nimic, cu ce te mândrești? Păi zice, înseamnă că nu te mândrești, că n-ai cu ce. Mă mândresc că sunt păcătos. Deci și cu asta noi știm să ne mândrim. Nouă ni se pare că nu suntem ca ceilalți. Nouă ni se pare că suntem mai buni decât alții, dar de fapt nu vedem gunoiul din noi, nu vedem mizeria din noi, din fiecare, și de aceea ne înălțăm cu mintea și suntem puși și noi spre căderea și spre ridicarea multora. Pe unii ni se pare nouă că îi ajutăm să se ridice, dar de fapt îi afundăm, iar pe unii ajutăm să se cufunde și fără voia noastră Dumnezeu îi ridică. Iar după ce s-au săvârșit toate acestea, s-a întors în Galileea, în cetatea din Nazaret, iar copilul creștea și se întărea cu Duhul și se umplea de înțelepciune, căci harul lui Dumnezeu era asupra lui. Deci cum putea Dumnezeu să fie lipsit de har? Asta este la mintea copiilor. Deci însemnătatea acestui praznic își are două linii deosebite. Unu, legătura cu templul lui Dumnezeu sau cu biserica, fiindcă Simeon primește astăzi răspunsul cel greu din mâna lui Iisus Hristos ca prunc. Am venit să desfințez legea cu jertfă de dobitoc nevinovat pe care voi îl ucideți pentru păcatele voastre. Și am venit să aduc legea cea nouă, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Și iarăși lui Simeon îi spune Mântuitorul Iisus Hristos, ținându-l în brațe, zice, ce este fiul omului că îl socotești pe el și l-ai asemănat cu el decât îngerii, cu slavă și cu cinste l-ai încununat pe el? Ia pe Iisus Hristos vine astăzi ca fiul al omului, prin întrupare, să ridice pe om la starea cea din tâi și să-l pui împărat al făpturilor, să-l pună împărat peste creație și să ridice de la el o cara pe care cu minte de copil a făcut-o pierzând mântuirea și tot cu minte de copil a făcut-o răspunzând lui Dumnezeu, tu ai greșit prin femeia ce mi-ai dat-o. Nu eu am mâncat. Și în clipa venirii în brațe a Mântuitorului Iisus Hristos la bătrânul Simeon, se împlinește dezintegrarea legii vechi, deci dezintegrarea legii vechi, și tot pe cuvintele legii vechi, armonizarea legii celei noi, se contopesc una în alta. Deci ea rămâne veche, dar înnoită. Cuvintele legii vechi își iau forma cea nouă și toți cunosc de acum lumina spre descoperirea neamurilor. Și de aceea spun toți Sfinții Părinți că afară de biserică nu există mântuire. Iar un al doilea lucru care ne mai învață acest praznic din partea morală și pentru femeile căsătorite și pentru necăsătorite, ne învață în primul rând că copiii trebuie închinați lui Dumnezeu,
Și de-aia să vine cu ei la molifta de 40 de zile și atunci când mama își aduce pruncul la moliftă, este bine ca copilul în clipa când preotul închină la icoane, la Sfântul Altar și la toate celelalte, ea să-i dorească un dar copilului, nu să se privatizeze sau să aibă spor la bani, ci să fie credincios și cu frică de Dumnezeu. Fiindcă Ioachim și Ana, când au adus pe pruncul Hristos în templu, nu l-au adus pentru curățire. El era izvorul curățeniei. Dar l-au adus dintr-o smerenie să arate că și cel sfânt, și cel sfânt se supune legii. Și aici vreau să ajung. Cei ce cred că și-au făcut sfințenie după legile proprii, de mult au căzut. Cei ce vin și judecă și spune, eu nu mai am nevoie de biserică, eu nu mai am nevoie de popă, nu mai am nevoie de taine, nu mai am nevoie de nimic, că eu de acum, zice, i-am văzut cine sunt ăștia. Ori fi cei mai mari golani, pe mine nu mă interesează, dar taina în sine rămâne taină. Dacă Hristos, stăpânul a toate, vine și se binecuvintează de preot, tu împutregai de lut și de pământ, obligat trebuie să fii cununat, botezat, dezlegat, spovedit și împărtășit de preot care vine prin taina preoției, deci harul Duhului Sfânt. De-aia sectele, primul lucru care l-au făcut, au călcat legea lui Dumnezeu. Crezându-se sfinți, de mult s-au depărtat de sfințenie. Crezându-se sus, de mult sunt jos. Crezându-se cu Dumnezeu, de mult sunt departe de Dumnezeu. Nu mai au harul și binecuvântarea pe care Iisus Hristos a primit-o din mâinile bătrâne și slăbănoage a lui Simeon, care a spus și a binecuvântat pe prunc, pe Dumnezeu, așa spune. Deci dacă Dumnezeu s-a lăsat binecuvântat de Dumnezeu, înseamnă că și noi trebuie să ne lăsăm binecuvântați de Dumnezeu, cu atât cât suntem mai mici decât Dumnezeu. Iar un alt lucru care este esențial tot din învățătura de astăzi este și aceasta, să nu creadă cineva că va scăpa de osânda care vine în nădejdea că formalizăm tainele și învățăturile bisericii după mintea și după capul nostru. Eu v-am spus, nu stau să facem romane, nu stau să descriem povești, dar atât vă amintesc, foarte mulți au viața creștină în râs și în deșert. Unii le iau ca pe metode învechite, alții le iau ca pe ceva naiv și cum a spus odată un boieraș, zice, e o metodă de a ține proști în frâu. Dacă vor fi proști ținuți în frâu, e foarte bine, dar să vedem unde vor fi ținuți deștepții. Proștii vor sta în frâu și vor sta în rai cu Lazar sau în sânul lui Avram, iar deștepții vor sta în liber cu bogatul nemilostiv care să părpălea în flăcările iadului. Dacă Dumnezeu minte că a fost iad, minte și biserica. Dacă Dumnezeu s-a coborât în iad și l-a scos pe Adam și pe Eva, înseamnă că undeva într-o cele mai de jos ale pământului, când toate s-au umplut de lumină, era odată și un întuneric de nepătruns și se pare că cei fără de frâu, acolo vor merge. De aia și toate păcatele se cheamă desfrâu. Deci, om fără de frâu. Și așa că cel mai bine este să cercetăm cuvântul unui mare învățat. Dacă nu este Dumnezeu și cred, n-am nimic de pierdut. Dar dacă nu cred și există Dumnezeu, ce voi câștiga? Este întrebarea pe care a pus-o fericitul Augustin unui mare învățat. Iar un alt lucru și încă un lucru care vă interesează și circulă frumos despre România, chiar săptămâna asta trecută am auzit din gura unei babe, zice, vai părinte, zice, mare minune să vezi ce se întâmplă în România, zice, vine nou Ierusalim. Bunică, noi suntem popor creștin, dar făptuind moral viața noastră vom vedea că nici n-am început a ne încreștina. De ce? Ne lăudăm noi cu Sfântul Andrei și cu nu știu ce și cu biserici, dar să ne lăudăm cu faptele, că astea stau pe loc, nu le ia nimeni, dar faptele noastre să se vadă. Deci, întâi să facem noi nou Ierusalim în casă la noi, să facem nou Ierusalim în sat la noi, în oraș la noi, că apoi în lume vine singur. Deci nu vă apucați de împrăștiat prorocii și zvonuri false aiurea după capul vostru. Deci nu vă apucați voi și vă faceți voi închinările voastre și legăturile voastre. Biserica, psaltirea,
Postul, rugăciunea, spovedania, împărtășania și restul e treaba lui Dumnezeu. Ca la gestiune, ai văzut? Stai la raft și vinzi și e treaba contabilului și a șefului de magazin, cui predă banii, de unde ia marfa, ce face. Tu îți primești salariul și cu asta s-a terminat. La fel e și cu Dumnezeu. Unde mergi, când mergi și cum ajungi, e treaba lui. Important e să fii pe cărarea în care să te poată găsi mergând spre el. M-a întrebat într-o zi iarăși cineva, zice, și credeți că avem noi o șansă să ajungem în rai? Toate, nu una. Toate șansele sunt de mers la rai. Ce da, părinte, dar lumea e păcătoasă. Și ce te doare pe tine capul de lume? Tu vezi de treaba ta, deci tu nu ți-ai rezolvat șansele tale și acum vii să-mi vorbești de șansele lumii. Șansa fiecăruia în parte de a intra în rai grupează la un loc mănunchiul de șanse ale întregii lumi. Du-te tu cu postul, du-te tu cu rugăciunea, du-te tu cu curățenia, că ceilalți intră de la sine. Nu-i treaba ta. Și, în final, ca să nu vă plictisiți, spun încă un lucru care trebuie să vă rămână în minte. Dacă Iisus Hristos s-a lăsat purtat în brațe de Simeon, sunt sigur că se lasă purtat în brațe și de noi. Nu o să-L putem noi purta în brațe ca prunc, dar o să putem purta fapte de prunci în numele lui Iisus Hristos, prin toate faptele bune de fiecare zi. Să dai o pâine lui Hristos, să dai un pahar de apă lui Hristos, un ban de pomană, o rugăciune, o zi de post, o zi de milostenie, ca atunci când va veni clipa sfârșitului, să zicem ca Simeon, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, că văzură ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o mie înaintea ta. Amin.